24.11.2021, ora 10, prin dispoziția domnului primar Vlase Ion, am fost convocați în ședința ordinară, așa cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind finanțarea, suportarea costului anual pentru internarea în centru de îngrijiri și asistență socială a unor persoane cu domiciliu în Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. Proiectul numărul 2. Privind aprobarea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din Școala Generală numărul 1 Negoiești pentru semestrul 1 al anului școlar 2021-2022. 3. Proiect de hotărâre privind reactualizarea programului anual al achizițiilor publice a Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, pentru anul 2021. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Ștefan cel Mare pentru ședința adunării generale a acționarilor ASC a Companiei Regionale de Apă ESA din data de 6.12.2021. La toate proiectele inițiatori este domnul primar Vlase Ion. Ultimul punct, diverse. Propun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Luăm fiecare proiect în parte și îl dezbatem dacă este nevoie. Proiect de hotărâre privind finanțarea, suportarea cuantului anual pentru internarea în centru de îngrijire și asistență socială a unor persoane cu domiciliu în Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. Mi s-au prezentat materiale, eu da, știu despre ce vorbesc. Spre exemplu, pe doamna Trifan Veronica, eu o cunosc. Așa, am avut chiar și când lucram apel cu unul, doi cu el. Din punctul meu de vedere, consider că este necesară internarea acestea pentru a lua tratamentul respectiv, că eu știu cum se compone. Iar cu privire la domnul Avram, l-am întrebat pe domnul Avram și mi-a dat niște explicații, știi de ce. Propus prea cuvânt. Vă spun eu. Da. Despre Avram Constantin, este deloc din Butinaș, nu mai are niciun fel de locuință, niciun fel de adăpost. Și are, cred că, vreo 3 ani de zile de când este adăpostit la Mănăstirea Bogdana. Și în urma unor lucrări de renovare pe la mănăstirii, s-a schimbat locația la mănăstirii și eu n-am mai fost de acord cu acea locație. Venea seara pe furiș, făcea foc într-o sobă care nu avea capac și era pericol de incendiu, atât la locuința respectivă cât și pentru veceri. Și măicuțile de la Mănăstirea Bogdana au făcut un apel la noi și ne-am ocupat cu cei de la asistență socială. De cazul domnului Avram Constantin, nu avea nici buletin, nu avea nimic. Am făcut și un buletin. Vorbea și o vădătare în ultimul timp la biserică. Da. Și la fel i-am găsit... Trebuia. Da. Dar în juraș, numai aici. L-am internat în spital. O plecat din spital, venea, stătea seara pentru că la 9 ori pândea pe măicuță când pleacă de la... Se ducea de și se ducea. Da, și într-un final am reușit să-l internăm la spitalul de bătrâni din Săucești. Județul Bacău. Pentru Trifan Veronica o să plătim lunar o sumă de 1.625 de lei, restul de 375 ani, iau pensii de handicap. Handicap sau de boală, nu știu ce. Și pentru Avram Constantin, 2.000 de lei. Da. Propus spre aprobare. Da, vreau ca să spunem și eu ceva. Da. Dacă îmi permiteți. În aceeași situație ar mai fi, știți foarte bine, și domnul Dădâria, constant integrare de ANA. I-am dat mâinii, adică noi, dumneavoastră, un modul în care se gata. Este o mizerie acolo, este greu de înțeles în loc. Dacă s-ar plătea o soluție, ceva să vedem și cu el ce putea să facem. Adică să nu avem la în vedere pe viitor, poate face și cu el ceva. Stau de vorbă cu el, cu oficialitate. Eu cred că are și pensie. Da, are pensie bănișoară, are 14.200.000, nu știu ce se întâmplă, că ea are 14.200.000. Da, n-ar fi mult de suportat la bani. Este un om în vârstă, are 83 de ani.
Asta se întâmplă. Ăștia care au pensii, ăștia care duc, îi mai dăm pe mâncare cam îi mulți. Da, și asta de acolo și-a văzut cu Duhul, face toți mișto, ia așa, mă, crezi-o. Da, eu am gândit cât pot din el, adică rotângări țigani după câteva ori, eu luam trei bani, vă trei luni de zero la rând, am tot zis eu. Acum am dat din carte, mă duc eu, eu bani, îi duc, îi ia de zero, dar nu-i chiar în regulă treaba. Dar cu ce crezi, ar vrea? Poftim? Ar vrea? Nu știu, stăm de vorbă cu dânsul. Deci dacă a fost la punctul ăsta aici, am pus eu o problemă care nu știu și este reală. O știu ce mi-a luat. Vină cu el la primărie. Eu știu că nu vreau nici să plece din casă, că nu va de asta și nu prea vreau dacă de acolo să plece. Dacă nu se vezi cu poate să facem curăție, de acolo îi schimbăm ceva în modul ăla. Eu și-o fac o rostinete, și-o cumpărat rinete, și-o pus apă chiar acolo. O văzut cu ăștia de la Păsică Boacă și-o a dus tu, că pus tot și s-a administrat el, dar e greu, e greu. Deci așa sunteți câteați cu curețul în mașină, veniți până la primărie și da, o să stau de vorbă cu omul. Da. Bine, oricum noi să mai avem un caz al lui Bățăniesc. Da, 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 dacă nu ai să discutim, propun spre aprobare. Da. Împotriva abține. Da, trecem la proiectul numărul 2. Privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din Școala Generală numărul 1 Negoești pe semestru 1 al anului 2021-2022. Ați primit materiale, da. Din câte știu, vorba de 25 de burse, 175 de burse. 24 de burse, 25 de burse de merit și 19 burse de ajutor social. Și cuantumul lor, pentru bursa de merit este 175 de lei și cea de ajutor social este 100 de lei. Lunar. Lunar, da. Lunar, bursele sociale se acordă pe 12 luni, deci 100 de lei pe lună, între 12 și pe perioada celor două semestre. Două semestre, care de merit, da. 175 de lei pe lună pe semestru, adică pe 4 săptămâni. 700 de lei. Da. Discuții pe proiectul prezentat. Domnul Dohodaru. Da. Liniște. A, discuții pe proiectul prezentat. Vă rog. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Da. Proiectul numărul 3. Privind reactualizarea programului anual al achizițiilor publice a Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, pentru anul 2021. Aici e la început de an se face un program anual de achiziții și dacă în timpul anului mai apar necesități pentru o altă achiziție, la sfârșit de an se reactualizează acel program de achiziții. Discuții, vă rog. Nu. Cine este pentru? Propunerea. Împotrivă? Abține? 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Ștefan cel Mare pentru ședința adunării generale a acționarilor a companiei regionale de apă Bacău din data de 6.12.2021. Discuții, dacă... Deci acolo știți că ședința trecută, da, acolo pentru ședința din 6-12, este tot domnul Azapar. Ia ce ești? Da. Discuții, vă rog. Nu sunt. Propus prea aprobare proiectul. Împotriva, abține. 5. Diverse. Cine se înscrie? Poftim. Altcineva? Eu mă înscriu. Referitor la sunt 6-7 câmpi, ulițe de la Gigi mai la deal, vreo 4 stau la Chircu și de la mulți oameni. Zorbesc, tu? Facem ceva, vreau să-i adunăm, vreau să-i obligăm să-i închidem. Deci eu v-am adus la cunoștință că avem contract cu o firmă
care are adăpost, de la Târgovnea, care are adăpost pentru câini, noi trebuie să știm când să-i chemăm, să nu-i chemăm degeaba. Că costul, v-a spus, costul pentru un câine e 5 milioane și cu doctor ați contul. Da, eu am mai întrebat o sârghi pentru doi câmpi Bogdana, l-am sunat, am urmărit, o fric, i-o luat. Aia se altă mare, mare. Dacă vă urmați. Mai am mai deci eu zic să ne se dea un telefon, ca noi să putem să-i chemăm pe cei de la Târgov. Da. Se rezolvă, nu e bine. Domnul acest îi vine și ea, sau vine și ea și îi ține 14 zile. Dacă în termen de 14 zile nu îi achiziționează și nu vine cineva să îi recupereze, după 14 zile îi eutanasează. Asta e bine. Da, vreau, vă rog, că în momentul în care vă hotărâți să vine... Da, spus, lasă-te pentru a trebui. Nu, nu e o problemă, Pavloana, de-a pe zona din jos, nu lasă. Are niște câini de la ei, de care sunt mulți. Nu știu ce. Vreau să la domnul Slov, sunt din tehnicia aia de câini, dar nu știu cum. Ei vin, ei prind, ei ce se întâmplă, cum faci? Ei vin și prind, dar ei tranquilizează. Da. Tranquilizează, îi bagă la cuște și îi bagă de acolo. Când vă hotărâți ca să vină firma? Nu trebuie să hotărască nimeni, o sunați pe Gabi când vedeți câinii. Pică ca pe... Ca să nu vină mașina degeaba, dacă vine și nu găsești câinii... Să nu vină câinii, dacă îți vreți să fie unul de boar, nu să fie omul, băi, câinii, ramă, treabă, unul mare, da. Mai mare problemă să nu fie câinii unul de boar. Dacă e pe drum, n-are. Omul după aia se duce și îl ia înapoi de la adăpost și plătește el cheltuielile de care s-a făcut. 5 milioane. Și pe urmă nu-i mai dat un lucru. Nu, fraților, de-aia trebuie scurmărit și localizat. Și 2-3 zile, băi, știu că sunt zona aia, 2 câini, 3-4. Dacă vine și-l ia de la om, îi lasă tu aia care, de fapt, ar trebui luat și-l ia pe omul ăsta. Știi, că nu-i nicio ce-am făcut. Și ăla, oricum, să mai ce omul să zice. Păi, tot trebuie să vin să ia și pe ăla. Nu, trebuie urmăriți 2-3 zile. Acolo unde? Păi în spatele grădinilor noastre la Bogdan, nu știu. 10 că l-au adus baclotul, bacul l-au adus nu știu cine, bacul bac. Și ăsta, mă, o vreau să-mi fac cu el pe acolo. Și tot dă telefon, bă, ia titlule, că nu știu, bă, de ce fac, mă. E că chiar am fost, am vorbit cu alunul. Ia zic, bă, eu am vorbit cu Șerban, am spus că poți să-i pășunez aici. Băi, nu, pământul nu i-am Șerban. Deci trebuie să-mi cam primării, dacă trebuie să-mi fie aici. Dacă ce e la aer, Pământul oameni, odată ce este în arendă la Șerban, și dacă nu stă arendă, ne-a trebuit. Dar contractul spune că noi dăm drumul la oameni care au făcut contractul ca să pășuneze cineva. Ia dat pământul lui Șerban ca să facem celălalt. Asta ce vrea cu pământul? Tu da cu pământul. Poate să pun un forum, să-l tai, să-i chiar. Nu, aici are dreptate și timpul. Da, dar nu putem să-l băgăm noi. Dacă se bagă pe pășurea comunală, da. Dar pe terenul proprietate privată... Acu-i voi, de-acolo? Eu l-am întors odată, o venit prin pădure. Eu m-am sunat de urmă, de la Morat. Tot câți bani. Și l-am întors de pe Islatul Bogdan. N-a apucat să se urce de acolo. Acum, Unde s-a acum? Le parchează, La Morat, pentru
prima. Lichidii deasupra lui Părântul, noaptea lichidii. La Butinaș? Da. Lichidii deasupra lui Părântul se duce cu oile până prin lotul școlii, la Lida. Tine, un curat prima. Să nu am până mă rog, sunt tine. Acum? Da. Ieri seara a fost acolo, vă ne spunem. Deci la... Și acum, dacă o fie să trimit din poliția, unde îl găsim? S-a acolo, unde? Acolo, unde ideal. Deci, de la Butinașul e acolo? Da. De la Călurul, de la Călurul. Dacă trebuie de reclutul e calificat? Și e bani mai legat că e pentru de acolo de stăși. A, de la vreau dus pe... Ai zis acolo de acolo. Da. Dacă trimit din poliția, dacă poliția lucrurile? Apropo, apropo de șerfa, dacă îmi permite, să ne-am împasă la măcești, care era, și acolo am ieșat cu vreo trei. Și l-am sunat, odată, chiar dat tot numărul de telefon. M-a sunat pe Zerman Traia Bucheșu. Sunt aici, eu sunt bu- de asta vreau să spun, că noi bătrâni. Dar dacă vreau să vă să termin, dacă vrei. Nu prea știm mai de culturi. Deci eu sunt mulțumit de a primi mai multe strâni, pentru că n-am știut până atunci. Rapiciu, prima frunză care iese pentru plantă, care iese în primăvară, e o trăbitoare. Asta n-am știut. Și eu îți mulțumim, mai caută voi să vină să-mi pască tot, ca în primăvară să-mi iasă producții ca unul. Asta nu-ți dus unul. Nu știu, nu mă percep, nu-l ia. Băi, 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 sună la de o că tot momentul care este dată mare, nu mai sunt și cu căs, și cu porun, și cu lucia, da, dar oamenii... Da, cu sopără, dar noi credeam un sopără. De exemplu, la mine a fost lucia, la domnului care mă cerșit. Asta e acela. Asta e acela. Da. Dar atunci, din școală, din domeniul, din slazul ăsta, care parte vacile, va ca nu mai mănâncă după oa, îi faci da unde acolo. Eu vorbesc de teren cu omului, da. Dar la lei, nu mai sunt, conform lei, îi spune așa. Băi, nu poate. Nu are lei, nu poate să nimic fără acolo într-o pietană. Iar contractul care este de acestea, nu s-a stipulat în contractul, mai îi dă 1.10% din varentă, ca să-i dau cum sunt paile de trasă. Dar tot nici n-ar putea să pască oile învoltate. Păi, bravo. De ce n-ar putea? Adică... Oile noastre, oile... El poate totuși la primă de niște bani. Păi ne-a trimis din poliția locală. Nu am știut până acum. Da, el erau de așa după cât de trebuie. Trebuie o săptămână, două. Eu l-am întrebat el, când a trebuit. L-am întrebat pe picior, că pe picior ce-o venit. Și zic, băi, dar unde duci cu oile? Și că la Odeni. Bine. Băi, nu m-am. Nu, dar rota a venit sperat. Eu nu am discutat și eu. Dar nu te-am. Nu v-am luat odată rota. Dar știu de ce? Vă sună pe voi și nu sună pe picior. Iar un lucru, 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 iar un nu din cauza lor, dar el se ducea și el, venea și el în spate cu oile, îi face, nu? Adică părerea mea că trebuie să-i încurajăm ca ei noștri. Păi nu, păi nu, nu am vrut să se vede. Deci eu, noi tot, eu nu putem să-i atunci, eu de-a tine, hai să facem, eu îți bătrân de acum, dar vreau să fac și eu. Păi și dacă vă sunam mai demult o dată, de ce nu mi-a spus și mie? Dar a luat timpul, a luat de seara, așa că am de mai bine. Păi da, voi spuneți că-s mai demult cu oile, oată. Mai nu, dacă nu, săptămâna trecută? Nu erau. A, e exact ca ziunile, bravo! E exact ca ziunile. De ce n-ați dedicat? Când am obședința atunci... Dar nu-ți urbat până acum. Nu-i. Ne-a lăsat. Da, mai să discutim de subiectul ăsta? Ei, dar nu, ca să diverse și nu. Și... Nu, dar de domnul... Dor. Da, la punct, dar vreți să băgăm mălea cu bolul, că vor bani, aia au rupt mașturile. Să ne dreptăm. Aici, acum nu ești un timp, până la un drept un cruce acolo. Da. Sunt dreptăm. Deja, punem, cum punem niște balastre, ceva, că au rămas vorba aici și-a dus macadamul ăla și-a rămas aia de unde n-ai ce-o colie, o rup și mașină. Poate că ăla era la nu e exagerat așa, dar am trecut și eu pe acolo, alaltă ieri am trecut. E greu. Nu mai exagerat așa, că nu rupiți mașină. Rupiți mașină. Păi, e distrus. Băi, asta se face în urmă. Dacă ai luat rău, nu-i... Și vă rog, ce zic, exagerat. Și... Da, da, da. 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 Mă sună alea, păi, că după sunt în ședință. Păi, domnul... Da, eu aș propune, dacă mai era cineva, nu da, eu, nu. Era la doua intervenție. Care-i? Ce-i? 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 Ce-i?
mai mult să mă leg și pot niște piatra acolo, că tu așa nu crezi o mașină din pompieri, o mașină la vale, la Dacă, nu crezi la vreo. Nici nu știi că la altă ieri a fost cu vigilii de acolo. Da, da. Vă mulțumesc că da. Înțelegi. Da. Băi, da, referitor la toaletarea asta în comun, eu dacă merg cu microbusul, văd peste tot. Dacă până vine cineva să taie, fiecare consilier, dacă ar vorbi cu vecinii, cu cine se cunoaște în zonă, băi, neaghiță, că nu pot eu să-i zic, că nu-l cunosc. Cum e Doru, de exemplu, vin la vecinul lui. Vrei, tai cracul ăsta din lucru, că dă cu mașina de, de gunoi. Se pune rău cu vecinul. Păi nu se pune, uite, i-am zis lui ăsta. Am avut care stai ce farmate. Băi, când de ăsta pus parte, adică fiecare în zona noastră, oricum nu se face toată comuna, da? Măcar un pic. Și la Rădeana, pe partea aia acolo, nuci ăia, dacă se vorbesc cu Matei, băi, zi la proprietate, ai vreo leacă crengile astea și eu nu cred că nu leacă ea. Da, unde era Isulat, nu ceai după Isulat? Nu, nu, nu. Nu, nu, aici pe strada. A, pe strada nu. Strada nu. Nu, că vedeți. La mine nu poți să treci acolo sau atingi? Cum? La mine, la locul ăsta de față. Da, e bine, eu n-am mai suplecat ăla. Treaba e când trebuie să se împărtă, nu atingi. Dacă te mai întâlnești cu altă mașină, trebuie să scrie dragi, n-ai totul. Microbusul numai bunci, mai ales prea propriu de păi fiecare cu parte, până vine cineva să toaleteze, că acum nu trebuie să așteptăm să vină. Noi am făcut contract cu o firmă ca să faci toaletarea în toată comuna, ca să poată să intre în locurile pentru dezăvezit. Vă dați seama, la iarnă, când o să ședim, se lasă... Și aici, domnul primar, nu-i problema, mă, de exemplu, cu Mică Bobană, s-a când ei erau crescut, dar nu ce la firme de lumină. Dar ce-a spus? Da, am spus, da, am spus că avem, avem deja făcut contract cu o firmă, face toaletar și toată comună. Da, domnul, președinte, mai e cineva care, dacă nu să vă spun eu ceva. Ce v-aș ruga? Avem la dispoziție 100 de pachete cu alimente și produse de igienă, date de la prefectură, pentru persoane nevoiași. Copii? Și cu copii bătrâni. Ce aș vrea? Afară de cei care au ajutor social, care au primit, să identificați dumneavoastră prin sate și să ne aduceți la cunoștință la, ce, la doamna Doina, la doamna Vorboș, o să facă anchetă socială, că numai pe bază de anchetă socială putem să distribuim aceste pachete. Avem 100 de pachete. Da. Deci, vă rog să vă implicați. Alimente și produse de igienă. Nu știu ce alimente. Hai să-ți facem unul să avem. Nu e pentru copii ceva pentru... Nu este pentru omul de iarnă. Pentru persoane nevoiașe. Cum e practic? Se pare tot social sau nu are? Să gen cam cine fac? Bran? Da. Dar Bran are salariu. Nu, 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 ia, soră sa. Are salariu. Da. Are carte de muncă, are salariu. Nu creează mai. Da, da, nu ce fac. Deci se identifică mai mult oameni bătrâni cu pensii din astea sociale până de astea din 800 de lei. Și care nu au ajutor social. De exemplu, cu copilul aia de la alimentare, nu ai copilul aia de la alimentare. Fata aia nu are nimic, am fuță, tantă, iată, cum ne-a fost. Băi, e tot țeală puiul, nu? Care stă de fața lui Vasile de-a lui puiul. Da, nu de asta, nu de asta, nu de asta. Nu de asta. La dacă el vine și se întoarce la doamna Doina? Nu, la tati Doina vrei, îi zic să vină? Păi nu, dar nu, 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 poți să stai de vorbă așa și după îi dai telefon. Atunci și loc poți să-i dai telefonul doamna Doina. Băi, dar haideți să facem un felul următor. Identificați
Câte persoane sunt în, în fiecare sat, da? Și după aia să venim să discutăm. Că așa dacă ne trezim cu 200-300 de persoane aici, așa n-avem de o sfântă. Dar trebuie să mai identificat și noi. Și să nu, să nu apară mai mulți decât mai pe rezultat. Că nu uităm în solidaritate. Așa sunt foarte mulți în toată comuna, da? Mai rău. Salutare! Mai sunt discuții cu privire la... Andreea, să ne vedem din nou? Sau... Da. Abia să facem cu Abia. Și după aia, vedem, trebuie o mașină socială, 63.